Salutare toată lumea, eu sunt Ștefan, iar astăzi facem un episod de Minecraft Co-op împreună cu prietenul nostru, Vlad. Salut! Are și un canal de YouTube, are momentan 25 de abonați? 27, acum. 27 și o să las canalul în descriere, să vă abonați și la el, că face treabă și el destul de bună și cu susținerea voastră va face pe viitor o treabă și mai bună decât face acum. Bă, cum vedeți, nu mai suntem pe acel server pentru că a dat crash serverul, nu mai merge, mi-a dat mie crash din consolă, așa că suntem un server public, TerraCraft, și am găsit insula aici pe ocean și am zis să o extindem, să facem noi chestii foarte frumoase pe viitor. Și mult mai bine că nu o să mai pice serverul, că e un server public, deci nu trebuie să mai dețin eu și chestii. Vlade, ce ai de spus? Ceva? Nici ceva? Da, am observat. Ia cu pacelușa aia acum. Și am minat de pe o insulă trecută și am minat niște chestii. Iar aici, mamă, ia uite ce am găsit. Am găsit o mină. Acolo era spawner, deci. Da, știu, bă, dar na, era mai bine decât să le strice cineva lucrurile, sincer, e mai bine așa, nu? Păi da, dar puteam fi un protecție, nu? Da, știu, da, ai două protecții, da, și acum nu mai puteți să ne întoarcem, zic și eu. Bine, ai ieșit unul și... Eu am set home acolo. Aoi, hai să ne dăm repede, set home aici. Că nu mai putem... Da, dacă mă duc să spart spawner, nu știu. Ok. Trebuie să spart chestia asta. Și jucăm, fraților, iarăși cu textura de masă de iarnă și vom juca cu această textură până se va termina iarna în viața reală. Set home. Bă, băiatule. Auleu. Mamă, cum l-am luat cu fraierul ăsta. Welcome back, Max și altele. Hai, nu zău. Bine ar fi fost de ar fi Max și altele real. Dar apropo, pentru cei nu știu, eu am fost într-un episod al Max, dar bine, am fost pe contul lui Vermeu, ai Penguin HD, într-un episod de Skywars. Tu știai? Eram pe contul lui Vermeu. Uită-te la un episod de Skywars de pe acolo și o să vezi. Dar primele, astea, ultimele care le-a pus, te uiți, că nu, să nu te uiți la primul, că n-am fost în primul. Am fost în ultimele astea care le-a pus, știi? Știa pe tot? Nu. Nu mai știu, eu doar cred că am fost pe arena cu el. Cred că m-a bătut că el câștigase în arena aia. Cred. Da, nu știu de ce nu mi-e merge foarte lăbut. Ți-am zis open broadcast egal mega lag. Să nu uiți de ce ți-am spus. Ok, hai să facem aici un semn că este o mină. Facem aici așa o chestie. Iar acum ce vreau să facem este să facem aici, să începem o mică de post ca să stăm și noi neștiți. Ești pe insula? Ce? Ești pe aceeași insula asta? Da. Ok, hai să vedem ce putem face aici. Vom face o chestie mică, vom face așa 4. Va fi un fel de cord, un mini cord, doar că nu triunghiular, va fi un cord mai ciudat. Unde măcar să ne punem chesturile și în episoadele viitoare ne vom face și noi eventual am făcut niște bețe practice. Bravo. Bun. Ce vreau acum mai să mai fac? Vreau să vă mulțumesc pentru 143 de abonați și că mă susțineți în continuare. Asta vreau să vă mulțumesc, că ăsta e cel mai important lucru. Bine, și mai important lucru, na, toate lucrurile importante, mai importante în viața mea. Dar pe, la YouTube ăsta e cel mai important lucru, că mă susțineți, nu? Și pe el la fel o să-l susțineți, că dacă nu, dacă nu, o să vă bat cu curiaua. Da, n-am știut ce să mai zic, îmi pare rău pentru această intrare fabuloasă. Aplauz. Mulțumesc, mulțumesc. Apreciez, domnule. Zeci, nu trebuie. Da. Ok, am făcut chestia asta. Bă, uite, ceva gen, doar că asta va fi pentru început. Să nu credeți că vom sta în cortinuța asta. Dar nu-i de pe ce altă insulă de lângă? Ah, da.
Tatăl lui știi, ți-am spus că le vom lega. Asta n-am. Bă, mai ținte că mai încercasem noi să filmăm pe alt server. Tot așa am făcut o cortină, dar asta o lăsăm așa, știi? Măcar să ne adăpostim aici. Chestul, cufărul, furnalul, gen naiba putem să adăpostim. Ok, și am văzut că v-a plăcut extraordinar de mult episodul de Minecraft Assassins. O să pun și al doilea episod, pentru că am văzut că chiar vă place, deci chiar ați comentat frumos, chiar v-a plăcut seria, așa că voi pune încă un episod, dar nu știu când voi pune, că sincer sunt foarte ocupat, adică s-ar putea să pun în vacanță. În vacanță o să pun multe videoclipuri, pentru că în primul rând prietenul nostru n-ai, mai norocos și l-a la vacanță chiar de azi, dar noi nu suntem așa și noi luăm vacanță chiar de vineri. S-a zis, frate, sunt alte tradiții unde stai tu acolo. Smet. Vine să te bat. Bine, trebuia să facem și noi joi. Da, măcar voi nu facem și vineri. Sau poate că facem, și dacă facem un balare. Doamne, dar pe noi știi ce ne pune să facem? O să râzi zupa pe de-acum. Nici ce ne pune pe noi să facem vineri. Ne pune să învățăm poezii, să recităm ca la observare. Ți-am spus că o să râzi. Set home. Nu, ce n-ai bă fac eu aici? Set home și bu. Ah, seriously? Nu pot să mai repet această comandă. Bă, stai să văd. Balance. 5.000. Bun. Bă, vezi că o să mă duc repede până în spate. Mă duc să mai cumpăr puieți, știi, să plantăm, ca să avem. Am eu, dacă am 6 doar, să plec și 3 ori. Ok, plantezi-i pe insula aia, acolo va fi insula unde vom face fermă și chestii, aici va fi cu casă. Deci plantezi-i până atunci, eu mă duc să mai cumpăr niște puieți. Bun. Ok, să vedem ce pe aici. Sperăm că sunt puieți, că dacă nu sunt, o să mă cam supăr. Ceea ce nu ar fi bine. Asta să văd. Stai puțin, că mi-a sunat telefon. Cine vrea? Așa, stai să văd aici, că nu-i nimica. Și 34 de euro cât a venit? 31 am dat. Păi dacă 20 de euro înseamnă 1 milion. Aproape de euro, adică 1 milion. Fă 31 ori 4,5. Cata euro. Parcă cata e. Se pare că aici nu avem puieți, așa că vom fi nevoiți să cumpărăm. Mă rog, așa mare. Cred că 2 milioane și ceva sau chiar, sau 3, nu știu, sigur. Oh, mamă, câte am luat. Am luat două stacuri din greșeală, credeam că îmi dă câte una, câte un lemn de ăsta. Și mi-a dat două stacuri. Ok. Stai puțin că vorbesc cu cineva. Ok, iar acum ce vrem să fac pe acoperiș? Ai plantat lemnul ăla? Du-te, uite acolo, că acolo va fi cu fermă, cu casă, acolo vom face porcările și eu am luat două stacuri de lemn din greșeală. Aici o face așa, să arate și la noi frumos, pentru că degeaba e iarna și noi suntem iarna într-un ocean. Eventual, nu? Mai nu știm ce căutăm noi iarna în ocean, dar mă rog. Atunci. I believe I can fly. Și aici vom face ca un turnuleț. Un turnuleț de căcăcioreț. Nu mai am unde să
A, tu non ce l'ha, se non è nici să nu mai crească, știi ce zic? Ok, ia uite ce față are mini costa noastră. Băi, și pe acela. Nu, sunt mai mult de la fotografie. Ok. Am zis, mă lasă. Modifică de game. Da. Nu, vezi că ți-a declarat primul de sus, că ăsta zice că trebuie să nu am voie să le pe comanda. Da, dar nu merge. Trebuie să-i modific, nu numele meu, cred și el. Păi am scris odată, dar nu mă lasă să mai scriu odată, căci că repet comanda. Da. Nu cum? Nici la primul de sus? Mm. Asta mă enervează pe mine la serverele publice. Ah, pardon. La serverele publice. Ce e asta? Ah, trebuie să... Așa trebuie să fie, te-am scris în chat. Da, nu știu, bă, ce să-i fac. Protecție, pus. Da. N-am pus protecție. Da, pot, dar mai bine o pun eu, știi? Vrei să o pun eu? Da, că merge să dai pe seara. Ok, vezi că-i sus. Dă-te, fugi. Ia, poți să spargi. Știu că n-am dat. Lasă, doamne. Vezi? Merge. Pune la loc. Munce peste ea sau? A, pe mă. Nu știu cât am făcut. Da, nu știu. Da. Păi fraților, cam atât a fost pentru episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați câteva like, că vino ca să facem un screenshot. Aici. Nu uitați să lăsați câteva like-uri și dacă vreți să mai facem episoade cu Vlad și normal de Minecraft cu Op, v-am zis, nu uitați să lăsați câteva like-uri. Eu am fost șeful Ștefan, Xil a fost Vlad. Și noi doi vă spunem la revedere și nu uitați să vă uitați și voi la el pe canal și să vă abonați. Bun, păi cam atât a fost pentru astăzi. Eu vă zic un mega papa.